prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 368, din 26 octombrie, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Gura Văii, pentru data de 27, ora 11, întrucât din numărul total de 15 consilieri stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225 din 14.07.2020, pentru Consiliul Local Gura Văii au fost validate un număr de 10 mandate. Considerăm condițiile legale îndeplinite pentru convocarea ședinței privind ceremonia de constituire. Din numărul total de 15 consiliere ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Onești, sunt prezenți 10 consilieri. În continuare, rugăm pe doamna secretar să ne spună cine este persoana cea mai în vârstă din rândul consilierilor și cei doi mai tineri. Doamna Bucur Lucica este decanul de vârstă al viitorului Consiliului Local și este invitată de reprezentantul prefectului să conducă prezent la ședință de investitură, iar consilierii mai tineri sunt Lazăr Ionel și Oasaiu Maria. De asemenea, ei sunt invitați numai în față pentru a conduce ședința de doamna. Președintele de ședință să dea citire hotărârii. Eu încheierea prin care s-a discutat validarea mandatelor. Este vorba de încheierea 1973, pronunțată de Judecătoria Onești în dosarul 4607/270/2020. Prin această încheiere au fost validate mandatele următorilor consilieri locali: Lazăr Ionel din partea PSD, Oasaiu Marian din partea PSD, Mihalcea Valerică din partea PNL, Gorlan Daniela din partea PNL, Vișan Florin Marius din partea PNL, Gamani Ioan din partea PNL, Antohe Marica Constantin, candidat Pro-România, Tătarul Dumitru Ufdan, candidat pe listele Pro-România, Ena Chemilica, candidat pe listele Pro-România, Bucur Lucica, candidat pe listele PNP. Au fost invalidate următoarele mandate. Mandatul domnului Tinei Silviu, candidat pe lista PSD ca urmare a renunțării de mandat, el câștigând mandatul de primar. Invalidează mandatul Ortianu-Costică de la Pro-România ca urmare a renunțării la mandat. Au fost invalidate mandatele domnilor Dobra Dorim, Fleșescu Alex Dan și Darija Roxana, candidați pe lista PSD, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului. De asemenea, au fost respinse propunerile de validare a supleanților Afareș Ștefan, Irimia, Andrei, Antohe, Radura Unit, de Guraș, Alexandra Elena și Franța Românelini, ca fiind prematur introduse. Aceștia urmează să fie validați de către Judecătoria Onești și printr-o hotărâre ulterioară. De asemenea, o să dau citire și încheierii prin care a fost validat mandatul primarului. Este vorba de încheierea numărul 1895, pronunțat în dosarul 4606/270/2020, prin care a fost validat mandatul lui domnului Tinei Silviu, de primar al Comunei Gura Văii. Propun să se supună la vot ordinea de zi de către președinte, respectiv depunerea jurământului de cei consilieri locali și ulterior de către primar. Și cei 10 consilieri prezenți în sală, supunem la vot ordinea de zi pe care v-am prezentat-o. Deci, depunerea jurământului. Cine este pentru? Da. Vă mulțumesc. Da. Și invităm în ordine alfabetică domnul Antohe Marica Constantin să depună jurământ. Aveți acolo Biblia și jurământul vă putem să semnați. Una dreaptă pe Biblie. Citesc tot sau nu mai zic? Nu, și o să mai cinstim de așa. Jur să respect Constituția Cereștii Țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele lucrătorilor Comunii Gura Văii. Așa o să dați ce puteți. Sunt două exemplare pe care vă veți semnați, unul la mâna dumneavoastră. Este invitat domnul Gamani Ioan, domnul Gamani Ioan. Tătarul Dumitru Ufdan. Doamna Gorlan Daniela. Aceștia au fost extrem de receptivi la mesajul meu, nu neapărat politic, ci mesajul meu social, în sensul că Comuna Gura Văii are nevoie de tineret, are nevoie să-și adune tinerii acasă, iar ei se pună numărul la o schimbare reală în bunăstarea Comunei Gura Văii. Faptul de care am obținut mandatul primar, cu un număr de 100 de voturi. Implicit am primit și la Consiliul Local un număr de 6 consilieri, toți noi. Mă bucur să văd figurul meu monitorul Consiliul Local, pentru că va fi un Consiliu Local tineri, care pe lângă faptul că sunt lucrători economici, la mea mare parte sunt părinți și își doresc pentru copiilor o adevărată schimbare și bunăstarea pe care noi, aduce Comunii Gura Văii, se va reflecta în viitorul lor apropiat. Vă mulțumesc pentru prezență. E o ședință atipică datorită acestei pandemii de coronavirus, pentru că mi-aș doresc că mai multe persoane să legile actuale ne împiedică să ne desfășurăm așa cum am vrea. După cum ați văzut, echipa în care am intrat la Bacău, formată din români și din Mihalcea, domnul Speriu, viitor vicepreședinte al Consiliului, domnul Martigeu, împreună cu toate echipa de sector, au început să țin de cuvânt, pe care ținem deja pe asfaltul proaspăt, care a fost strâns de bine pentru Gura Văii. Vom continua pe linia care a început, o să vorbim mai puțin, o să facem mai mult. Și sunt convins că, indiferent de culoarea politică care va fi constituită în Consiliul Local pe viitor, toți cei implicați nu-și doresc decât binele Comunei Gura Văii și vor lăsa la o parte animozitățile, antipatiile și interesele personale. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru participare și numai bine. Mult succes!